Yo, ce se întâmplă acolo? Ce magie voodoo mai e și asta? Nu cred că ați realizat, dar baza mea este chiar în spate. Deci oricine a făcut asta, trebuie să ne ferim de el, pentru că este un tip periculos. Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod din Breazla Haiducilor. Cum în episodul trecut mi-am făcut armură de diamant, cred că ar fi timpul să mi-o și enchantez. Dar înainte de a face asta, hai să vedem shop-urile de data trecută. Pentru că sunt mega curios ce prețuri și bineînțeles cât de costisitoare o să fie. Iar primul shop pe listă este chiar shop-ul lui Dani și al lui Eduard, la Blaugrana. Hai să vedem noi ce vând aici, din ce am înțeles. Au marfă de lemn și alte nebunii, nu știu, nu știu. Vreau să văd exact ce vând. Hello, hello, bun venit. Oh, ce primitori. Au și lemn de nether, nice. 3 diamante, un stack. Ok, e un pic cam scump. 2 diamante per stack. 2 diamante per stack. Auleu, 3 diamante per stack. 2 diamante, 2 diamante, 2 diamante. Păi și eu am doar 15 diamante. Oh, pentru comenzi mai mari. Vezi să nu... Nici nu mai vreau să văd shop-ul. Cred că în momentul de față sunt cel mai sărac haiduc de pe server. Să vedem ce are și Brown Panda de vândut. Fără supărare, dar coordonatele lui Brown Panda îs 500, 118 și minus 580. E un număr să sar acolo. Dar cred că cel mai probabil vorbea de această căsuță, pentru că am trecut chiar pe lângă ea și sunt mega, mega curios să vedem ce are prin ea. Cred că asta e baza lui, din ce mă gândesc. Hai că arunc o scurtă privire, dar sper să nu dau spoilere. Și... yo, ce frumos a amenajat pe aici omul. Super, superb. A, și-a început ploaia. Bă, dacă pot dormi... Nu, nu pot dormi. Păcat. Și dimineață. Sper să nu se super cam în opta la el, dar nu suportam vremea aia urâtă. Ia să vedem ce vinde domnul Panda. Mending shop și avem preț un mending egal 5 diamante și dacă cumpărăm 3 cărți, primim, bineînțeles, o carte gratis. Așa că hai să vedem, avem pe aici holy moly, deci asta s-o cumpăra pe aici, văd că bănuiesc că cumpărăm și noi din același butoi, dar vreau neapărat o carte cu mending, așa că o să luăm de aici și punem 5 diamante frumos. Pentru că trebuie să-mi pun pe pickaxe neapărat. Casă dulce, hopa, ce avem aici? Yo, ce cu brăscuța asta? Oh my god. Se pare că curtea mea este roapa de gunoi altora. Bun, lăsând gluma la o parte, ăsta mi se pare că e de la shop-ul lui Domino. Aici avem o carte de la Peter, am fost pe live și am vizitat shop-ul lui. Și bineînțeles, aoleu, hei, tipul ăsta face cumva magie neagră? Hello? Cred că nu stă unde trebuie, dar tipul ăsta levitează, deci știe ce face și ce e chestia asta. A cui e shop-ul ăsta cu armură? Ai, shop-ul lui Plushman. Mișto, mișto. Deci da, băiți, chiar s-au pus pe treabă. Așa că este timpul să îmi fac și eu primul shop în acest episod. Dar mai întâi, hai să vedem cum rezolvăm cu armura. Am încercat enchanting table-ul, dar din păcate nu este cea mai bună metodă. Aș putea pescui, dar o să mă apuce bătrânețea până primesc toate cărțile. Așa că hai să apelăm la cea mai bună metodă, și anume sătenii. Am ajuns și la satul unde sunt sătenii pe care vreau să culeg și din ce văd de aici este un pod deja, deci sper din tot sufletul să nu mi fi furat cineva. Am venit aici în urmă cu o săptămână și am rezervat 2, dar văd că cineva și-a făcut drum și partea este domnul Brown Panda, de unde ne-am luat mending-ul, deci satul este destul de aproape și undeva în partea aia este baza noastră. Dar cei 2 săteni pe care am rezervat ar trebui să fie ăsta, care îi undeva în partea asta, ia uite. Ho-ho. A, am spart și torța. E. Ce e unul care este blocat în casă? E bine, dacă cineva și-a făcut aici un drum cu rail-uri, mă gândesc să aplic și eu acea strategie. Timpul a trecut și am mai prins și 2 fugari. Nu știu cum au reușit să scape din țarcul de săteni, dar am reușit să-i capturez pe moment. Așa că ăștia 2 o să primească prima dată profesia. Și am adus și lectern-urile. Hai să vedem totuși dacă reușim să facem rost de cărți. Aș vrea să fac rost de ce mai important, cum ar fi protect action-ul, unbreaking-ul și vedem, poate ceva și pentru unelte. Oh my god, nu mă așteptam să primesc o carte din asta la reducere? Ulala, dar nu cred că am emeralde.
N-am gândit-o până în capăt. Repede, zic că am niște emeralde. Văd că nu mai am emeralde pe aici. Ca norocul totuși că am niște plin, pentru că pot să-mi fac celălalt sătean Fletcher. Teoretic. Fă-te Fletcher. Nu vreau să se facă Fletcher. Why? Oh my god. Cu tipul ăsta nu putem discuta. Ok, băieți, care vrea să fie Fletcher, hai rapid. Veniți aici, faceți-vă Fletcher. Bețe, perfect. Facem și noi rapid niște bețe. Hai băiatul meu, dăm toate emeraldele pe care le ai. 21 de emeralde, nu-i rău. Hai să blocăm rapid cartea de Unbreaking, ca să știm că suntem rezolvați. Pentru că, sincer să fiu cu voi, n-am mai văzut o carte atât de ieftină, mai ales de Unbreaking. Și cu tine, mădăluță, ce să facem? Tipul ăsta și-a luat meserie, cel mai probabil a fost prin casă. Așa că vreau să-l duc puțin mai departe și să-l fac și pe el Librarian. Vrei să fii Librarian? Fă-te Librarian, frate. Fă-te Librarian. Fă-te Librarian. Fă-te Librarian. Da, deci cu tipul ăla n-avem ce vorbi până nu spargem toate butoaiele din casă. Pare ăsta sau ăsta. Aoleu, am dat de edita mea puțu. Hai să vedem. Tot pe scari ești, mă. Ce barrel ți-ai luat tu ca meserie? Ăsta oare? Ia să vedem. Mai ești pe scar? Tot pe scari ești, mă. Cu tine nu prea avem ce vorbi momentan. Te lăsăm aici cu aceste lecternuri și te acopăr. Până mă întorc, fă-te Librarian. Dar totuși, ca norocul că mai avem aici mulți săteni și nu sunt sigur dacă ăștia pot să iasă prin trapdoor-uri. Pare dacă pun aici o barcă, încerc să o împing un pic în trapdoor-uri. O să intre oare vreun sătean în ea? Un, a intrat. Oh, da, au intrat doi. Auci, asta nu e bună. Asta e cumva, tot trebuie să vă separ, băieți. Cât noroc! Nu mă așteptam ca ăla să se întoarcă în țarc. Hai înapoi în barcă. Și pe tine, prietenaș, te punem aici chiar lângă frățiorul tău. Nu știu, poate tu ne dai ceva bun, la un preț redus. Vrei să-ți iei ceva, mai serie? Aha, Death Strider 2. Fire Protection. Yeah, boy! Exact ce ziceam. Înainte de a mai continua cu sătenii, hai să luăm o scurtă mică pauză și să citim jurnalul haiducesc. Pentru că am primit un comentariu destul de interesant de data asta, jurnalul numero 2, în care ne spune de la Cristi Turcan: după ce îți faci o bază în subteran, poți să faci un carusel în care să te plimbi prin ea. Well, dacă chiar vom avea posibilitatea asta, ar fi superb la finalul sezonului să explorăm toată peștera printr-un mic carusel. Dacă aveți și voi ceva idei sau poate de prank-uri sau cine știe, poate să fie ceva diferit pe care să-l implementăm pe breaslă, dă să lăsați în comentarii. Și cum jurnalul 2 este completat, îl trecem în bibliotecă. Iar acum, hai să revenim la sătenii noștri. Ia să vedem dacă tipul ăsta, bă, tot pescari ești, frate. Poate până la finalul episodului schimb și tu meseria. O dura ceva, dar într-un final am reușit să fac pe băieți cu niște cărți frumușele. Acum că am rezolvat și cu sătenii, mai trebuie să le facem un loc unde să stea. Și locul ăla mă gândesc să fie undeva în acest mini munte. Totuși nu pot să-l fac într-o gaură, așa că hai să vedem cum ar arăta o intrare. Intrarea asta nu este tocmai ce mi-am dorit, dar hei, nici cea mai proastă nu e. Oricum, locul ăsta o să fie doar un loc temporar pentru săteni și asta nu-i tot, pentru că am făcut și interiorul. Dacă bine intrăm aici, ia uitați-vă, suntem întâmpinați de un mic hall în care avem câteva mici trofee de prin aventura noastră și bineînțeles aici avem un Enchanted Golden Apple și ca bonus am mutat toți sătenii aici sunt gata pregătiți să ne facă ajutorul și, bineînțeles, în partea asta avem și fermierii pe care am uitat să le pun aici cu posterele. N-am reușit să fac rost de un al patrulea, nu știu din ce cauză, dar când am încercat să-i mulțesc pe ultimii, n-au mai vrut, chiar dacă le-am pus 4 ori în plus. Și să nu uităm de băieții noștri Fletcher, care ne-au mai ajutat să facem rost de emeraldele necesare pentru băieții Librarian. Cam asta a fost și cu Trading Hall-ul și cu această ocazie mi-am făcut roșii de un topor destul de puternic, aș putea spune, care o să mă ajute și mai mult. Dar acum este în sfârșit timpul de a face câțiva bănuți, așa că hai să trecem la un scurt timelapse. Am fost puțin până acasă să mai aduc niște mâncare. Un pic mai greu la început când facem shop-urile și asta că nu sunt bine pregătit. Ăsta e adevărul. Nici n-am avut toată mâncarea necesară, dar ia uitați-vă la taraba mea. Am denumit-o taraba lui Ion. Am încercat să o decorez, să o fac un pic mai pe stilul japonez.
Știu că nu mi-a chiar ieșit, dar designul ei îmi place așa nițel, ce-i drept. Și hai să vă arăt și ce producem aici. Din câte bine vedeți, avem tort, bursecuri, morcov de aur, tăcintă și friptură. Bineînțeles, am venit să mai pun din friptură că aveam doar 3 stecuri și nu cred că este o idee bună să punem doar 3 stecuri aici. Decât să fie acolo mai multă mâncare, știți cum e. Și sunt mega curios, absolut deloc nu s-au vândut pe aici. Din păcate, nu. Ce-i drept, sunt și eu prea entuziasmat. O trecut abia o oră sau două de când am construit taraba. Sunt chiar mulțumit de ce a ieșit. Avem aici și un mic bucătar care pregătește mâncarea, niște mici aperitive. Voiam să dau mai multe detalii, dar încă n-am fost nici prin Nether, n-am fost destul la explorat, deci n-am avut de unde. Dar pe viitor o să putem să mai upgradăm dacă o să fie nevoie. Sper că asta să fie prima mea sursă de venit. Acum că avem și seten, e timpul să ne pregătim și armurica. Ceea ce înseamnă că ne putem... Aoleo, ce m-ai speriat, pește. Oh my god, cine mi-au pus peștele fix în fața ușii? Deci, bro, efectiv nu mă așteptam la asta. Deschid ușa și îl văd pe tipul ăsta, ce mă sperie. Despre ce-i vorba totuși? Dragă haiducule, te invit să participi la vânătoarea de capete. Concursul va dura mai mult timp, cine va strânge mai multe puncte câștigă. Locul 1, 2 blocuri de netherite. Oh, nice. Locul 2, beacon. Acceptabil, nu zic nu. Și locul 3, 32 de blocuri de fier. Super, super. Dacă vrei să participi, ai acolo un cufăr unde poți lăsa o hârtie cu numele tău. Mult succes! Yo, nice! Da, sincer, știu că asta e făcută de Blushman. Bro, m-ai speriat, frate. Aproape că mi-o sărit inima din piept. A, da, unde rămăsesem? Hai să ne înșantăm armura. Mending, protection, respiration. Unde te-ai dus? Mending, unbreaking, protection. Mending, protection. I'm breaking. Feather Falling 4. Iar acum sunt full protejat. Ei bine, când e vorba de premii, eu vreau să mă bag, adică și în sezonul anterior am fost la un concurs de netherite și nici nu mai știu, l-am câștigat sau nu l-am câștigat. Dar nu asta contează. Important e că sunt premii. Hai să vedem ce are de oferit și Blushman. Deci în partea asta e turnul lui Blush. Ia, uite și căsuța. Ceva combinație de steampunk, fantasy. Interesant, place cum arată și yo, dită mai geodă, sper că nu-i spoiler, dacă e spoiler îmi cer scuze. Și aici avem, lasă hârtia în cufăr. A, deci putem să intrăm? Te-am prins cu măța în sac. Ce ai făcut, bobiță? N-ai făcut interiorul. Bun, lăsăm glumele la o parte. Hai să ne lăsăm și noi hârtia cu numele, pentru că vreau să încercăm. Asta nu o să fie un concurs de capete obișnuit, pentru că capetele mobilor e una, dar când o să vină vorba și de capetele jucătorilor, nu știu ce să zic. O să fie periculos.